Știu că în această sală sunt reprezentanții majorității, atât a PSD-ului cât și a PNL-ului. Și o să vă spun și l-am rugat pe domnul ministru să mai stea un pic. E normal când s-a creat această coaliție, și PSD-ul și PNL-ul și-au dorit această perla coroanei, în ghilimele, a Guvernului, Ministerul Dezvoltării. Fără să mă ascund, am fost unul dintre susținătorii domnului ministru și nu cât acest guvern să revină UDMR-ului în urma negocierilor, cât acest minister să fie condus de domnul Cechei Otilă. Și cu fiecare întâlnire pe care o am și instituțională sau discuție sau întâlnire în coaliție, consider că decizia cea mai corectă a fost ca domnul Cechei Otilă să conducă Ministerul Dezvoltării și să aducă echilibru necesar în toată administrația locală. Eu îi mulțumesc foarte mult. Stimate domnule președinte, stimați primari, distinși invitați, mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră la adunarea generală Asociației Orașelor din România. Sunt un om care și-a început cariera politică în administrația locală. Am fost acolo și știu cât de greu este să cauți soluții și să obții bani pentru proiecte. Vă apreciez și vă respect pe toți pentru munca extraordinară pe care o faceți. Și vreau să vă mulțumesc în mod special pentru lupta pe care ați dus-o în ultimii 2 ani în gestionarea pandemiei. Toată lumea știe că această criză a căzut pe umerii primarilor. În timp ce autoritățile centrale mai mult s-au lăudat cu măsurile și rezultatele dumneavoastră. Stimați primari, am venit astăzi aici pentru a vă transmite clar că din punctul meu de vedere s-au schimbat lucrurile. Atât eu cât și PSD-ul am intrat la guvernare pentru a găsi cele mai bune soluții de a pune oamenii pe primul loc. Oamenii și comunitățile trebuie să fie mai presus de politică, iar dumneavoastră reprezentați oamenii. Sunteți acolo în prima linie zi de zi, iar noi suntem aici pentru a vă reprezenta dumneavoastră interesele. Avem împreună o responsabilitate, una uriașă, iar aceasta se traduce prin grija față de nivelul de trai al oamenilor și dezvoltarea comunităților. De aceea, împreună cu colegii mei din Partidul Social Democrat și împreună cu colegii din coaliție, am pregătit un plan de măsuri economice și sociale pe care îl vom prezenta și adopta cât mai repede în coaliție. Pachetul Sprijin pentru România, am înțeles că a vorbit despre acest pachet la ședința dumneavoastră și primul ministru, domnul Nicolae Ciucă, este un plan de 4 miliarde de euro venit în sprijinul oamenilor, comunităților și firmelor românești. Este un plan de măsuri îndrăzneț care va atenua efectele crizelor multiple și suprapuse pe care le traversăm. Este un plan care va pune din nou România în mișcare. Și spun asta pentru că multe dintre măsuri sunt orientate atât către protecția pensionarilor, familiilor cu copii și salariaților cu venituri mici, cât și către revitalizarea investițiilor și susținerea economiei. Știm cu toții că multe dintre proiectele dumneavoastră de dezvoltare sunt total blocate din cauza exploziei prețurilor la materialele de construcții. De aceea, până ca săptămâna aceasta, venim urgent cu un act normativ prin care toate contractele de investiții de la nivel local, fie ele finanțate prin PNDL 1 sau PNDL 2, dar și cele din fonduri europene, să fie actualizate cu noile prețuri la materiale de construcții. Vreau ca toate investițiile aflate în derulare să fie finalizate rapid.
impactul bugetar calculat de Ministrul Finanțelor numai pe această măsură, care se va regăsi automat în investiții, este de peste 5 miliarde de lei. Important este, prin anumite modificări, actualizarea de acum se va face periodic și cu o schemă găsită împreună cu INS-ul ca să nu mai avem astfel de blocaje. Această măsură și reforma profundă făcută de vicepremierul Sorin Grindeanu la legea achizițiilor publice vor face ca lucrările să desfășoare mult mai repede. Ne-am săturat cu toții de blocaje și contestații care mâncau o grămadă de timp. Sunt lucrări de peste 40 de miliarde de lei în acest moment, școli, spitale, drumuri, care sunt blocate și vor fi deblocate și, cel mai important, vor fi finalizate. Cred că acesta este obiectivul nostru comun. Doamnelor și domnilor, toți primarii își doresc dezvoltare și prosperitate, dar pentru asta aveți nevoie și de instrumentele necesare. Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă o șansă uriașă pentru a ne atinge acest obiectiv. Dar forma în care a fost el gândit inițial, și n-am nicio reținere să spun de către cei de la USR, tăia orice legătură cu autoritățile locale cu modul în care se alocă aceste fonduri. Tocmai de aceea am ținut foarte mult ca PNRR să fie descentralizat. Am obținut acest acord al Comisiei Europene pentru ca agențiile de dezvoltare regională să fie implicate în mecanismele de decizie și cheltuire a banilor europeni. Este o chestiune de bun simț, primarii știu mai bine să urmărească un proiect local și au interesul să o facă decât cineva dintr-un minister din București. Pe de altă parte, s-au pus la dispoziție peste 63 de miliarde de lei pentru investiții, bani de la bugetul de stat pentru programul Angel Salini. PSD a insistat și împreună am reușit să fie cumprise și proiectele de apă, de gaze și drumuri. Sunt peste 13 miliarde de lei în plus pentru aceste două obiective majore. Știu că este un interes foarte mare pentru acest program și nu pot să nu remarc ipocrizia unor politicieni de rit nou, care la centru urlă cât de rău este acest program, în timp ce toți primarii lor din țară au făcut proiecte și le-au depus. Acesta este cel mai clar semn de demagogie și de cuplare totală de realitate și nevoile cetățenilor. Mă bucur mult că primarii USR au înțeles și apreciază acest program și asigur că și aici paradigma s-a schimbat. Niciun ban nu se va aproba pe criterii politice, ci strict pe performanță și pe nevoia de dezvoltare a comunităților. Mați primari, sunt astăzi în mijlocul dumneavoastră pentru că știu presiunile cu care vă confruntați în fiecare zi din cauza prețurilor tot mai mari. Pentru că nu avem nici noi mereu toate răspunsurile potrivite. Dar aveți angajamentul meu de a vă asculta, de a învăța și de a vă transmite preocupările direct în coaliție pentru a acționa. Și mă bucur că primii pași au fost deja făcuți. În acest an, sumele alocate de la bugetul de stat pentru autoritățile locale, fie că provin din impozitul pe venit, fie din cotele defalcate de TVA, sunt mai mari cu peste 6 miliarde de lei. În același timp, sumele pentru asigurarea cheltuielilor sociale la orașe au revenit la nivelul prevăzut de lege, respectiv 90% din total. Știm cu toții că în anii trecuți s-au asigurat doar 50% din necesar și asta v-a obligat pe mulți dintre voi să luați de la investiții și să plătiți asistența copiilor, bătrânilor sau persoanelor cu handicap. De asemenea, am acționat în guvern și am reușit ca facturile la utilități să fie plafonate, iar spitalele, școlile și instituțiile publice să fie protejate de creșterea prețurilor la energie.
este un efort de peste 15 miliarde de lei la nivel central, bani care nu vor fi plătiți de autorități și companiile locale. Domnilor și domnilor, traversăm un moment dificil în care oamenii nu mai așteaptă scandaluri, așteaptă soluții. Toată lumea a așteptat un guvern funcțional, acum, normal, dorește mai mult, dorește un guvern eficient. Pachetul Sprijin pentru România este răspunsul corect pe care îl putem oferi în fața creșterii prețurilor. Acest pachet se adaugă celor 3,4% din PIB deja cheltuiți de guvern în sprijinul oamenilor și economiei. Noul pachet de măsuri va proteja nivelul de trai al românilor, va debloca investițiile pentru a ajuta economia să funcționeze. Acesta este momentul în care trebuie să ne unim. Trebuie să ne dăm mâna, guvern, parlament și autorități locale pentru ca pachetul Sprijin pentru România să fie un succes. Lipsa de acțiune nu este opțiune. Nu contează din ce partid facem parte. Nu e timp de orgolii politice. În definitiv, cu toții reprezentăm oamenii și românii. Fie astăzi, mai mult ca oricând, toți trebuie să avem același obiectiv, să facem ca oamenii să trăiască în comunități dezvoltate, europene și prospere. Și înainte de a fi politicieni, membrii PSD, membrii PNL, membrii UDMR, înainte de toate, să nu uităm niciodată că suntem români. Mulțumesc mult!